Salutare bă băieți și bine v-am la un episod, suntem aici pe RPG, nu, pe serverul vostru favorit care fi aici pe Samp, iar astăzi vom vorbi despre noul sezon de maraton, dar înainte ca acest lucru să se întâmple, vom transfera și noi banii lui Hakimi, care are niște bani de luat de la noi, care are codul nostru de referă, pe care vă recomand să-l folosiți, Vom să-i transfer mai 70k și zicem baftă, că am vorbit mai devreme cu el pe SMS, ne-a dat și eu aici o cerere, hai să o acceptăm, mai și pe episodul, nu uita să apăsați voi pe butonul de like și subscribe, să dare la casa 503, casa mea frumoasă de acolo de pe Richman, să folosiți codul de referar pe care aveți aici frumos în dreapta, bonusurile le veți găsi pe videoclipul din descriere sau pe serverul de Discord și dacă vreți să intrați și pe serverul de Discord pe care aveți în descriere, unde găsiți și acest mod pe minunat pe care o să-l mai folosesc o perioadă scurtă de timp și după aceea vom trece și la un mod pe care așa mai de primăvară fără zăpadă că se canduce iarna. Și să dați și mie un follow pe Instagram dacă vrea inima voastră Și da mă, băieți, cum v-am zis, s-a băgat un nou sezon de maraton Vom da și noi să maraton și haide să ne uităm pe premii Ne vom uita prima dată la premiile standard și după la premiile pro Așa că maraton Și avem așa un wheel spin, 10 RP, 10 mission points, 20 activity report bonus, adică o să primim cu 20 mai mult la raport. După avem 20% joburi, primiți cu 20% mai mulți bani la joburi, 10 respect points din nou. Deci deja pe prima pagină avem 20 de RP-uri destul de bine. După trecem la 40% activity report bonus, deci o să avem 40, că nu se adună 20 cu 40, avem 60 și rămâne la 40. După avem două fragmente diamond, opa, Bine, s oricum voiam să fac și eu un nou skin Onix, deci o să mă ajute. Din câte știu am de alea tichete Onix, dar n-am tichete Diamond. Da, vedem. Un Cyan Crate, ia să vedem ce conține Cyan Crate, Info Cyan Crate. Până răspunde, hai să vedem ce mai primim. 15% Craftsman Drops, destul de bine. O să vedeți mâine pe un nou episod în care vă voi arăta cum să completați maratonul mai repede. O să vedeți că o să aveți nevoie de acest bonus. 15% jail boost, deci o să primim mai puțin jail în caz că ajungem pe la bulău. Ok, să în creditul la conține sultan. După avem 1,5 bunker sale, deci o să primim 75k pe 25 stock, dacă nu mă înșel. După aceea avem 100k, un silver crate, 20 raw points. Silver crate-ul conține skin dacă nu mă înșel. Hai să întrebăm. Info silver crate. Două, două, fragmente Onyx, la fel foarte folositoare în caz că vreți să o faceți skinuri. Ok, Ben și conține Silver Crate-ul și hai să vedem și Lime că o să urmeze. Un Will Spin o să mai primim, Lime crate ăsta, unde vom vedea imediat ce primim din el. Iar avem 100k, deci facem vreo 200k din maratonul ăsta, probabil o să mai fi și pe parcurs mai mulți bani. 20% cheaper cars, asta e doar pentru cele din dealership, 60% activity report bonus, ok, deci trecem la 60% la ziua 21, dar mai e până atunci. 20% robust, o să primiți cu 20% mai mult la rob. Ok, fragmente, v-am zis și mai devreme dacă nu mă șel, o să primiți fragmente din cutia lime sau repeuri, bumbac sau 70 cam un car slot, de asta aveam și eu nevoie, abia aștept să iau ziua 23 pentru că da, mă voi ține de maratonul ăsta cel mai probabil. 30% jail boost, destul de bine pentru cei care vor da roburi. 40% job boost, mamă, deci se trece la 40% tocmai la ziua 25, destul de slăbuț. Un job skill up la 26 și de asta am nevoie. 200k la ziua 27, mai avem un will spin la ziua 28. După aceea la ziua 29 avem 20 de MP-uri, la ziua 30 avem 100 gold, cred că asta e basic din te știu. Parcă mereu la penultima zi se dă gold dacă nu mă înșel și la ultima zi avem un bufalo. Așa că dacă vreți bufalo vă recomand să faceți tot maratonul. Acum haideți să trecem la varianta pro, așa repede cum am trecut și la asta standard. Avem prima zi wheel spin, după avem 20 de RP-uri 30 MP-uri, 40% activity report bonus. Vedeți că e top dacă vă luați pro, că direct treceți la 40%. Și cred că o să-mi iau și pro pe acest clip. După aceea avem job boost 40%, 20% de RP-uri, 60% activity report bonus, bine, rău de tot. Două fragmente Onyx, un Yellow Crate, ia să vedem ce conține Yellow Crate Info. Întrebăm aici și trecem mai departe și vedem când ne răspunde. 30% Craftsman Drops, deci e tot pro, de tot să-ți iei Pro acum, sincer. Ok, ce tah de ăsta conține o Crate-ul? asta Jail Boost, la fel, foarte bine pentru cei care dau roburi. 2x Bunker Sale, deci o să primiți 100k pe o tură de stoc dusă. 200k, un Blue Crate, nu știu ce conține Blue Crate, hai să dăm un slej, nu. Ce conține Blue Crate? Mamă, deci ajutăm acum helperii extrem de mult. 40 rob points, 2 fragmente diamond, un wheel spin, un pink crate. Ce conține pink, crate? Ia să vedem ce conține pink crate. Uh, blue crate-ul conține bullet. Pink crate-ul, haideți să vedem ce conține. Așteptăm să ne răspundă admini. 200k la ziua 19, 30% cheaper cars, 80% activity report bonus. Mam! Ok, cutia crei conține stand plane și bufală. Mai bine pică un bufală de, la, de la decât un stand plane, sincer. 40% robust, un hidden color, 50 jail boost, mamă, 50% jail boost, sunteți nebuni. Adică la un rob e 1500 de secunde, să era 3600 de secunde, nu mai știu. Oricum, E extrem de mult 50% sincer Deci cred că o să ne apucăm și noi de roburi 60% job boost Un level up Opa, avem și un level up 400 cap Un wheel spin 40 MP-uri 100 gold Și în ultima zi avem un coach Adică un autobuz băieți Deci dacă vreți un autobus, Vă recomand să faceți maratonul și să vă luați pro Noi ne vom la varianta pro Vă zic de acum Apăsăm da și gata băieți Avem și noi varianta pro Vedeți că deja am făcut prima zi la maraton și acum o vom completa și pe a doua. Cum o voi completa eu? O să fac meșter, că nu știu, metoda asta o aleg eu. Dar oricum, mâine veți vedea un clip mai detaliat cu totul cum să faceți maratonul mai repede. Așa că vă aștept și mâine pe clip. Nu uitați dacă aveți sugestii de videoclipuri să lăsați pe serverul de Discord Pentru că după cum știți vom posta zilnic Dar acum bine în caz că nu postăm facem live Dar oricum content zilnic Așa că lăsați acolo în comentarii idei de clipuri sau pe serverul de Discord. Dacă vreți să apăreți în setup-urile Sampiștilor, nu uitați să vă postați voi setup-ul pe serverul de Discord la fel pe care aveți în descriere, bineînțeles. Mamă, și este de player la ora 2, destul de bine. Bine, se vede că e vacanță, sincer. Voi veți vedea clipul ăsta astăzi oricum. Că tot e început de lună și de asta îl și postez astăzi ca să fie la început acum că s-a băgat maratonul ieri, practic a început și n-avea rost să postez la jumatea lunii de maraton. Haideți că era să cam bubui, dar din fericire n-am bubuit. Bun, mai avem oricum puțin până la meșter. Ia vedeți ce au început băieții să vândă bizurile. Mamă, 60% de acțiuni la burger și a lăvă bine. E slabă producția, vă dați seama. Bun, haideți că am ajuns și aici. Ia să vedem, slash maraton, avem 80 de puncte de făcut. Deci ne vom face 4 scaune. Dăm get job, craft, facem 4 scaune dar să cele mai ieftine. Doar cum am zis, mâine veți vedea clip cum să faceți maratonul mai repede cu explicații, cu tot ce se poate. Haideți acum să mergem până la să nu-mi place deloc drumul ăsta, dar nu avem ce să facem. Trebuie să îi dăm viteza acum. Băieții vorbesc pe sleșcă. Dacă n-ați văzut, am în GF, nu știu dacă o să rămân în clanul ăsta, să vedem că eu aveam alte planuri, dar am intrat aici, că am fost invitat și am zis că să da, încerc și o să văd cum e pe aici. E o situație am critică în LS taxi. Sunt 47 de membri, liderul are inactivitate până pe 7, dacă nu mă înșel, ceva de genul, dar ne reverim. Oricum, dacă se deschid aplicațiile, probabil se vor deschide pe 7, va aștepta acolo cu o aplicație să fim cât mai mulți în LV taxi, că eu voi rămâne în această vacile o vreme, deci va aștepta aici alături de mine. Vă dați seama mai devreme ce pian spam apar -ă săracii helperi cu întrebări despre cutii, cred că au păcălit și ei vreo 10 puncte. La helper acolo, poate i-am ajutat totuși să ia și ei un helper doi ceva, un admin, hop hop Să se deschidă mai repede aplicația la helper, dar oricum o să urmeze un videoclip și despre asta Cu helperii, cu astea probabil vă dați seama despre ce o să vorbesc Dar v-am zis, o să urmeze și clip despre asta, nu-i problemă Nu-i problemă, război. buic Mama ea vede ce vinde, Răzvi vinde 30 de kilograme de droguri I-am dat acolo un mesaj dacă vrea o mie de droguri, că oricum eu am un safe box, au rămas când o mafie și n-am ce să fac cu ele, că în mafie nu mai intru, chiar n-am unde să le folosesc eu și de asta aș vrea să le vând. Oricum, dacă e ceva pe aici de un cadrux să mă contactezi. Ia să dăm și un fevere, că am văzut aici că au dat de din lăsă taxi fevere, hai să dăm și noi totuși. Ia vede 10% acționabil la rea de lângă LVPD, ia să întrebă și noi de un preț Să vedem poate cumpără și noi un bis ceva Dar nu cred că mai întrebesc bizuri în momentul de față Că aș vrea să strâng niște bani totuși să iau un bis mai puternic Mamă 7,5 ca cap în el văd, Cred că produce puțin dacă, Și dacă produce 10 ca pe zi tu iei un ca Nu e combinație Vă mașină ieftină preț 50k cu modificări ideale începătorilor Dar nu zice și el ce mașină, ce șacal golan Am Vlad ăsta Ești interesant, ne-a întrebat băiatul ăsta cu benzinăria, Ce producție are? haideți să vedem Oricum, noi ne gândim și drumul în același timp Și că 25k pe zi Adică tu faci 2,5k pe zi mm, Nu știu ce să zic I se pare cam țeapă, sincer, că probabil omul zice 25k pe zi pe producția de când era quest nu pe producția de acum. Deci nu ne băgăm la combinații de genul, că sunt țepe oricum bizurile în perioada asta. Bine, din câte am văzut, acum se vinde sex shop cu un gaga 10%. Și eu am luat două zile asta cu 2,5 când era Mirela și nu o să vă zic la cât am vândut că o să urmeze un clip în viitor apropiat și despre asta. Ia vedeți ce vinde Ciprian, Cipri omul nostru, pe care îl pupăm pe această cale în caz că vede acest videoclip. Tută la asta acțiune, arme albe, lăsă. Mamă, deci cred că a făcut băiatul ăsta la bani când a fost cu ul dar de... cred că și-a scos banii pe biz oricum. Da, asta și-l vinde probabil. Oricum, vă că a început lumea să vândă o grămadă case și de bizuri în momentul de față. Nu știu care e faza, cred că s-au vândut multe în perioada quest că a fost activitatea mai mare pe server și acum s-au plictisit băieții de ele și le vând. Cred că și băiatul ăsta din fața mea face meșterga vă care aceeași mașină ca a mea. Așa, apropo, să vă fac un update la avere, ia vedeți câți bani avem. Avem undeva la 16 k, k jumate. Ia vedeți că vin de aici un nostru kit de la noi din clan, 10 la acțiuni din Dili Dilimor ID17, cred că asta sincer ce mai mult decât aia de la LVPD, dacă mă întrebați pe mine. Da, v nu o să ne băgăm la creații cu bizuri momentan, că știu că spre prețul umflate, că a fost perioada questului și chiar nu vreau să-mi iau vrățea pe ceva. Mai așteptăm până ieșim la atac să mai strângem și niște bani, că vedeți, nu avem așa mulți bani de bizuri de astea puternice și cel mai bine mai așteptăm. Ia vedeți numele pe din față, îl cheamă traficant cu acadele, stați așa să-l prindem din urmă, să-i vedeți numele, că când m-am apucat să zic de numele lui, s-a îndepărtat din păcate. Glumesc, mă, băieți, am oal, dar voi nu vedeți pe filmare. Glumesc, glumesc, să nu dați bani, domnii, traficant de acadele. Să nu vă luați aiurea. Ia vedeți ce dau băieții la roată, dar deja a dat de 3 ori, 4 ori, de fapt. Au pus băieții să dea la roată de la quest că s-au primit multe. Eu am 49, aștept să strâng vreo 100, să facem un clip de la nebun. Deci mai avem de strâns ceva, mai așteptăm și noi un quest ceva să mai facem răză niște rotiri. Bam, și am ajuns și în checkpoint asta nebun. Mamă, 37 cabine. Am făcut și ziua 2. Dăm colect la toate premiile și gata, mă băieți. Am primit și noi două învârtiri la arata Am făcut și 30 de RP-uri O ducem ca boi și nebuni. Și da, mă băieți, bă, cam asta vă cu acest clip. Să vă țineți aici de maraton. Chiar vă recomand că e busul ăla nebunul de alta. Mersi vă ați la acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați voi like pe butonul de la like, și subscribe, să dați unul la casa 503, casa mea nebună de pe Richman, să intrați pe serverul de Discord pe care le aveți în descriere, unde găsiți și mod pe cât de pe acest videoclip, să folosiți codul meu de referal pe care îl aveți aici frumos în dreapta, premiile le veți găsi prin descriere în acel clip sau pe serverul de Discord, un follow pe Instagram, Aurel și eu v-am pupat, baftă!